dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip pe canalul meu. V-am arătat într-un videoclip anterior că am fost la cumpărături, am fost la Mass Michael în Velece, am cumpărat câte ceva, am mâncat și foarte bine și am zis ca să vă arăt și vouă cu ce m-am întors. Am fost ca să-mi iau cană de Crăciun. De fapt, stați ca să vă spun corect. L-am trimis pe soțul meu să-mi ia o cană de Crăciun pentru că mi-a spart cana din care eu beau ciocolată caldă, așa că a trebuit să-l trimit să-mi cumpere cană de Crăciun. Și a fost șmecher, a cumpărat un set de două căni de la Villeroy & Boch, așa arată brandul Villeroy & Boch. Setul a costat 33 de euro și cănuța arată așa, ia uite, frumusețe de cănuță. A luat două să aibă de rezervă în cazul în care sparge una sau sparg eu una, că sunt foarte îndemânatică. Să aibă încă o cană de rezervă, dar sunt extrem de drăguțe și frumoase. Da, 15 euro pentru o cană este puțin cam mult, dar este o cană foarte drăguță, din porțelan, este extrem de mare, doar atâta că nu se pune la mașina de spălat vase. După care am mai fost încă la un magazin, la L'Oreal, și am fost și am găsit paleta asta de la Avatar. A trebuit să reiau filmarea pentru că nu mai știam cum se numește filmul Avatar. Deci am luat paletuța asta, așa, inspirată de, din filmul Avatar, și înăuntru arată, nu are oglindă, are în schimb, vedeți, imaginea aceea din Avatar 2, pentru că este ceva cu apă, ceva chestie. Am adormit în timpul filmului, așa că nu pot să vă zic mare lucru. Dar sunt extrem de multe culori, extrem, extrem de frumoase, vibrante, așa, foarte multe culori mate, dar și foarte multe sclipiriciuri. La Garnier Olia. Nu știu care ați testat, care ați încercat, spuneți-mi și mie cât este de bună. Este pentru prima dată când iau genul ăsta de produs. Este o formulă vegană și este un roșu intens. Se poate și vedea. Deci dacă arăt așa după ce mă vopsesc, o să cânt de fericire. După care mi-am mai cumpărat eu, nu am avut în variantă mare, din păcate, dar mi-au plăcut extrem de mult spray-urile astea de fixare de la NYX Matte Finish, care are o durabilitate de până la 16 ore. Mi-am cumpărat două din astea de 60 de ml fiecare, măști din astea de buze cu extract de vișine sau cireșe. Cireșe. Așa. 5. Eu mai îmi aplic și prostii din astea pe buze, mai ales acum cum este foarte frig afară. Îmi place să îmi aplic câte o mască din asta pentru buze, să-mi hidrateze buzele în profunzime. Și mi-am mai cumpărat iară măști, și astea sunt extrem, extrem de bune, de la Garnier. Garnier Skin Active sunt măști din astea cu diverse... Stați, am luat câte două din fiecare, cu diverse ingrediente. Ăsta este cu ceva pepene roșu, mai am cu ceva... Ăstea sunt cu ananas, cu vitamina C, și ăstea sunt cu... extract de kale. Da. Cred kale este acea varză, e un fel de varză, ceva de genul. Așa arată. Deci am 2, 4, 6 măști. Următorul magazin în care am intrat a fost acel magazin cu multe globulețe, pom de Crăciun, tot felul de decorațiuni. Magazinul se numește It's All About Christmas. Eu și cu soțul meu avem câte o tradiție. În fiecare an cumpărăm câte un globuleț pentru brad și vă arătam eu un videoclip, cine a văzut, cine nu, nicio problemă, vă arătam eu aceste balerinuțe. Aceste balerinuțe care țin în mână, au o steluță și sunt cu
pene, puțin se aseamănă cu pomul meu, că și el are tot pene înăuntru. Dar asta mi-a plăcut mie extrem de mult. Mi se pare că e așa de frumoasă și de drăguță și de elegantă și de simpatică și de foarte frumoasă, superbă. Și așa arată, nu mai știu cât au fost. Astea sunt niște produse mai speciale, Luxury Product Handmade. Deci sunt produse din astea făcute cu mâna și cred că ăsta este ceva, nu știu, nu cred că e plastic, cred că e un porțelan, o chestie, ceva, că e destul de greuță, așa că asta o să fie pusă în pom. Ia să o agăți acum cu tot cu... Unde e puțin? Aici, să nu calzi. Să nu ca să te spargi, că așa mi-o noroc la de-astea pom strâmb și globuri sparte. Unde e? Perfect. Ia, gata. Și am pus-o. Stă frumos aici, nu știu cât e foarte vedea. O să-i dau etichetuța jos mai acolo, acum cred că s-ar putea să trag focul pe mine la felul ăsta. Dar aici avem balerinuța cu steluță, superbă. După care am fost la Rituals. Așa? Am fost la Rituals și am cumpărat de asemenea câteva chestiuțe. Parfumul ăsta pe care l-ați văzut, da, o să vede, uite că acum se vede. Parfumul pe care l-ați văzut în calendarul advent de la Rituals, ref de Hanami. Ref de Hanami, mi-am luat varianta de 50 de ml, pentru că după ce am terminat de filmat videoclipul acela cu advent calendarul de la Rituals, am scăpat pe jos parfumul. Tata, am făcut de un parfum prin casă, foarte frumos mirosea, dar... Fai, știți, supărarea aia când nici n-ai apucat măcar ca să-l spreiezi odată pe tine, de două ori pe tine, că deja, pac, a făcut cunoștință cu pământul. Ia uite ce frumos arată. Deci asta este varianta lor mare și este absolut superb, 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 superb. Asta este unul dintre produsele care îmi plac mie foarte mult de la cei de la Rituals. Parfumul ăsta este superb, mai ales pentru anotimpul călduț. Pentru soțul meu drag și scump, am cumpărat un parfum din ăsta de mașină, de la categoria Rituals Home, cu Amber Arabic, Arabian Amber and Musk. Așa arată, este un miros într-adevăr de bărbați. Așa arată și este un set din ăsta care are plasticul ăla care ține parfumul și înăuntru sunt... Ce v-am spus că scap chestii pe jos? Înăuntru are două parfumuri, are ăsta care este nedeschis și înăuntru mai are un parfumete. Și ăsta o să îl dau la soțul meu, pentru că am zis că nu-i dau nimic, că trebuie să filmez. Ca să vă arăt și vouă. Ăsta mi se pare iară un cadou foarte, foarte mișto pentru Secret Santa. Că am văzut că au avut un fel de promoție. 2, 4, 6, 3 la 10 euro. 3 produse la 10 euro, așa că am luat 6 produse și am mai cumpărat eu încă o chestie. Începem odată cu Rituals Elixir Collection Overnight Hydrating Hair Mask. Este o mască de păr de 100 de ml cu ulei de argan și cacai. Nici acum nu știu ce înseamnă și cacai, dar da. Avem odată o treabă de asta de 100 de ml. După care, în variantă din asta mică de travel size de 30 de ml, de la Ritual of Mer, este un fel de ulei care se transformă în spumă în contact cu aerul și pe urmă se transformă în ulei în contact cu căldura pielii. Este al doilea produs. Al treilea produs este un gel de duș tot așa mic de la Ayurveda, de 50 de ml, cu
trandafir indian și cu... Da. Arahide. Ulei de arahide. Pentru piele. Foarte bun. Hidratează foarte bine. În variantă de 20 de mililitri, un de-asta de pus în geantă. Este o cremă din asta de mâini pentru recovery, adică e pentru mâini din astea foarte uscate. Un ulei, asta s-a scutur, că s-a strâns uleiul, cum a stat așa, că s-a strâns sclipiriciu. Este un ulei din asta care are particule de sclipici și particulele alea de sclipici sunt ceva de la perluțe. Ori de la perluțe, ori din interiorul scoicilor, ca să dea efectul ăla de irizații. Mai am aici încă un ulei, tot așa, un ulei de duș de data asta, tot de la Ayurveda. Mi se pare că ăsta este un miros extrem, extrem de bun. Dacă auziți ceva pe fundal, a venit soțul și face gălăgii. De 75 de mililitri. Tot de la The Ritual of Ayurveda. După cum vă spuneam, astea sunt foarte bune pentru acum, pentru sezonul ăsta rece. Și am mai luat încă un balsam de buze. De data asta este roșu. Tot la fel ca și acela pe care vi l-am arătat eu din calendarul lor Advent, doar că ăsta este Red Natural Lip Care. Are ambalajul ăsta așa roșu metalic. Eu o să apăs pe buton, nu știu ce, din ce parte e asta, așa, și ăsta este roșu. Următorul magazin, sunt două într-unul, am fost la Coach. Am fost la Coach, așa, și am cumpărat pentru subsemnată, am cumpărat eu un portofel foarte simpatic, foarte drăguț, cu niște... flori de cireș, presupun, ceva flor roz, așa, și cu niște fundițe. Și să vă arăt și ce m-a atras pe mine foarte mult, reducerea. Prețul inițial a fost 95 de euro, în magazin este o reducere de 35%, prețul de outlet este 59 de euro și eu am plătit 50% din 59 de euro. Și am mai fost și la Kate Spade. Ăștia sunt cerceii, sunt cu verde. Mi se pare că sunt puțin așa vintage, au un look din ăla așa vintage. În spate, în loc de plastic, au susținătoarele alea din metal și sunt în formă de inimioară și mi se pare că sunt așa de drăguțe. Ăștia am luat special pentru seara de Revelion. Sunt așa ca niște cadouri verzi, fundiță. Foarte drăguț. Odată am fost la The Cosmetics Company Store, am cumpărat și de acolo câteva chestii, am primit de asemenea chestii gratis. Am primit odată asta pe care o să o desfac cu voi, este un cracker din ăla pe care îl desfaci în seara de Crăciun la masă. Mi-au dat și mie un din ăsta cu ceva produse de la Estée Lauder și am mai primit câteva chestiuțe gratis, niște mustre, bineînțeles, și încă o cremuță din aia de spălat pe față de la Estée Lauder. Am fost special pentru asta că mi se pare extraordinar de bună și nu au în magazin, ceea ce nu-i normal. Am găsit altceva care se aseamănă, aprox se aseamănă cu treaba asta, dar mă bucur că am mai putut să mai prind încă o loțiune de asta de spălat pe față, un săpunel din asta, pentru că sunt extrem de bune, foarte bine spală fața. Din categoria mostre am primit de la Clinic Take the Day Off o pastilă din asta așa, cu balsam. Eu am borcănoiul ăla foarte, foarte mare, dar asta ar fi interesant să o pun deoparte și să o iau când mă duc în călătorie. După aia de la Origins am mai primit un fel de moisturizer. Este o cremă din aia pentru hidratarea tenului cu SPF 40 și are un pic de culoare ceva, dă un culoare feței, uniformizează probabil, și Beautiful Magnolia. A picat pe jos, nu e problemă. Beautiful Magnolia este o
apă de parfum. Da, este o apă de parfum care a fost lansată, cred că acum un an de zile sau doi, probabil. După care am mai cumpărat eu și alte chestii. Cleanse Renew Balance. Și astea sunt tot la fel în variantă din aia micuță. Să pune-te urdinalea de față de la Estée Lauder. Nu știu cum sunt, de-aia am luat 3. O să le mai divizez, o să le împart. Astea le pot împărți, că sunt micuțe. Sunt în variantă din asta de 30 de mililitri și are 15 aminoacizi. În cazul în care vă interesează și vreți ca să testați, se găsesc și treburi de genul ăsta. După care am mai cumpărat și alte chestii. Mi-am luat odată un săpun de față de la Estée Lauder. Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser Purifying Mask. Este ideal pentru piele combinată sau mixtă, piele combinată mixtă sau normală. De 150 de ml, ăsta o să mă țină cam o jumătate de an. Așa. Nu mai știu să vă zic prețurile, am papirusul, este un papirus din ăsta, ia uite ce papirus mare, nu m-a apucat să citesc prețurile, dar să știți că nu au fost cine știe ce. Am avut și o extra reducere pentru că 50% la al doilea articol, am prins o promoție de genul și am profitat. De la Clinique High Impact Custom Black Kajal, este un creion din ăla negru, de ochi, de ojos, așa arată, cred că asta este varianta din aia full size, pentru ochi, și aia, uite, Eco Skepsis, are sistem din ăla, click. De la MAC, Hyper Real Skin Canvas Balm, de 15 ml, cei de la MAC au spus, Hai de cameră. Cei de la MAC au spus propria lor linie de skincare. Deja m-am mâscălit toată. Și am zis că să testez și eu produsele astea de la ei, din categoria lor de skincare. Așa arată borcanelul. Să vedem cum arată crema. O este din ăla fancy, care e protector. Și crema este așa una simpluță, drăguță. Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil. Este un ulei din ăla de curățare a feței, de 30 de mililitri. Ia să vedem cum arată pentru. Nici eu nu știu cum arată, că erau prezentate așa. Este într-o sticluță din asta de plastic. Așa arată și se folosește de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Uite, ceva de genul am eu. Eu folosesc foarte mult chestii de genul ca să dau jos tona de machiaj de pe față. Cu produs de la Bobbi Brown, care este tot așa. Un ulei care îndepărtează foarte bine machiajul. Și sunt extrem de mulțumită, doar că eu mi-am luat varianta foarte mare, varianta mare de produs. De la Estée Lauder am mai cumpărat Nutritious Radiant Essence Lotion. Așa arată. Este o gamă specială pentru persoanele care au ten cu tendință acneică. Uite ce frumos arată, este superb, este cu roz, este superb. De la Aveda e 1.10. Ca și în ceata lui Puțin Goi, dar e într-un strigă 2. De la Aveda am găsit câteva produse de astea mini și am zis că vreau ca să le testez, pentru că eu de la Aveda nu am testat absolut nimic. Și am găsit câteva chestii de testat și eventual luat în călătorii. Am odată o cremă de mâini de 40 de ml cu sweet cherry,
este, sunt cireșe, deci extract de cireșe dulci și cu aromă de migdale, auzi, cu ceva extract de migdale, de la, tot de la același brand, Color Control Leave-In Treatment, este un tratament pentru păr de 25 de ml pentru păr colorat. După cum vă spuneam, mi-am luat vopsea de păr și tămat. Trebuie să testăm, să vedem, să încercăm, să așa mai departe. Leave-In Treatment, ăsta este al treilea produs, tot așa, pentru păr colorat, dar este puțin diferit. Deci ăsta este Color Control, așa, dar unul face o chestie și unul face altă chestie, pentru că unul este un tub cu cremă și ăsta este un fel de tratament, este un fel de ser. Este un fel de ser pentru păr, că are pompiță, are spray, este în formă de spray. Și ultimul este un ser reparator de noapte de 30 de ml. Deci este un ser care se lasă peste noapte în plete și a doua zi când te trezești niște aceste răpunțe, niște vârfuri foarte sănătoase și nedespicate. Ia să deschidem. Normal, cred că se trage, dar mi se pare că e foarte frumos și nu aș vrea ca să stric ambalajul. O să pot să refolosesc la alte chestii. Chestii micuțe, a, nu, cum este? Avem ruș! Avem ruș de la Estée Lauder! Și ce frumos arată! Ia uite, uite, uite ruș, uite ruș, uite ruș, uite ruș, uite frumos arată! E ruș? E ruș! Și e variantă mare! Estée Lauder, variantă mare și are o culoare roșie. Este o culoare roșie. Ne place, este foarte luxos acest ruș, care este foarte, foarte simpatic. Ia uite, clipiciuri, frumusețuri, mulțumim, mulțumim frumos pentru cadou, mulțumesc, eu mulțumesc foarte mult pentru cadou. Așa, și aici mai sunt încă două produse, în variantă de asta mică, 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 mică. Și mi-au dat aici două de astea mici, mici. Avem o dată de la Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Ăsta e scump, 7 ml. Este un ser din ăla mic. Mic, este un baby ser de 7 ml. Cu pompiță. Nu, cu pipetă. Întotdeauna le curcăm, îndouă încep cu pipetă. Ia uite ce interesant este, puțin curbată pipeta, așa, și celălalt produs, și ăsta arată foarte fancy, așa, foarte drăguț, nu se de astea mici, de testat. Ăsta este un ser pentru ochi, Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Și ăsta are aplicator. Are aplicator, ne place, foarte tare. Mulțumim frumos pentru cadouri cei de la The Cosmetics Company Store. Am cumpărat produse, total a fost o valoare de 100 de euro, deci normal că ar trebui să ne dea ceva, altfel își pierd clienții. Dar sunt foarte mulțumită că ne-au dat un ruj în variantă de asta mare de la Estée Lauder, că nu că n-aș avea 1000 de rujuri, dar astea de la Estée Lauder în general sunt foarte scumpe și dacă prind câte un cadou de ăsta în care ni se dă un ruj din ăsta în variantă mare de la Estée Lauder, a fost și de la Bobbi Brown, într-un timp am primit un ruj de la Bobbi Brown, la fel foarte frumos, acum vreo 2 ani de zile, 2 ani și ceva, 3 ani, și de ăla m-am bucurat foarte tare că scumpe astea. Am mai cumpărat eu încă un toaster, da? Cred că ăla nu intră categoria de machiaje și produse de skincare și cam ce este la mine pe canal. Am cumpărat un toaster ca să mai fac și o pâine prăjită, un panini, o chestie. Acolo de asemenea au reduceri foarte mari la genul ăsta de electrocasnice, 20-30%.
ceea ce mi se pare că este un preț convenabil. Dacă nu plătești, în loc să plătești, nu știu, 100 de euro, plătești 80 de euro, mi se pare totuși ok. Deci da, ăsta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut genul ăsta de videoclip, dacă ați testat produse de la brandurile menționate în videoclip, ce idei mai aveți. Eu vă mulțumesc extrem, extrem de mult pentru atenție. Vă doresc o zi sau o seară minunată. Aveți grijă de voi. Noi ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!